Salutare, boșilor! Hai că ne pregătim și noi de întâlnire! Bă, dar sunteți mulți! Acum vă văd! Ia uite-l pe ăla mic în spate! Băi, tu treci la culcare, că ai ce treabă de oameni mari! Da, mă, cum vă spuneam, mă pregătesc de o întâlnire cu o fată! Știi ce îmi place la fata asta? E țiplă fata și e mobilată bine, aici sus. Mă, dar ăla micu nu a plecat încă. Băieți, închideți-mă camera lui ăsta micu, că nu se mai poate cu el. Băi, copile, ce vorbim noi aici, înțelege, e de 13 ani plus. Da, a venit momentul să mă recunoască și pe mine lumea pe stradă. Strigă fanii după mine, Leo, Leo! Hai că vă zic în câteva minute că vă văd că ardeți să aflați detalii picante. Într-o zi de asta ploioasă, eram cu trotineta pe afară și cum mă plimbam eu, aud o fată că mă strigă, Leo, Leo! Eu, având masca pe față și fes, ea însă m-a recunoscut. M-am oprit să văd cine mă strigă? Când? Ce să vezi? O fată mă întreabă dacă sunt eu, Leo de pe YouTube. Confirm, cum era să spun că nu? Schimbăm și noi acolo două, trei vorbe. Ea îmi spune că m-a mai văzut plimbându-mă cu trotineta prin zonă. Apoi ne despărțim. În fine, ne-am mai întâlnit noi de vreo două ori de atunci. Dar știți cum e. Când mă dau cu trotineta, mă uit în toate părțile după ea. O caut cu privirea. Jessie, Jessie, unde-i Jessie? Când o văd, mă pierd și întorc trotineta. Iar ea săraca strigă. Leo, Leo, aici sunt! Trebuie să plec. Nu i-am luat încă numărul de telefon. Am doar Instagramul ei. Momentan vorbim pe Instagram. Vreau să vă cer un sfat. Dați-mi niște idei ce să vorbesc cu ea, ce să-i spun. Aștept să-mi spuneți în comentarii. Orice idee e binevenită.